Margarina a fost inventată de un chimist francez în anul 1860 și era o sursă importantă de grăsimi care înlocuia untul mult mai scump. Margarina este considerată untul săracilor, deoarece este consumată în special de cei care nu își permiteau să ia unt. Chimistul bătea seul de vacă cu sare și lapte, îl lăsa la răcit și apoi îl frământa pentru a deveni artinabil. Se poate spune că era un fel de grăsime pe pâine. Margarina a intrat puternic pe piață în al doilea război mondial din cauza faptului că untul era mult prea scump. În Statele Unite ale Americii acesta a fost brevetat în 1870 și de atunci s-a extins în toată lumea. Deși s-a vehiculat mult timp informația conform căreia margarina ar avea aceeași compoziție ca a plasticului, aceasta se obține astăzi prin amestecul uleiurilor vegetale cu o cantitate mică de grăsime vegetală de cocos sau palmier și apă. Se pare că procesul de hidrogenare folosit pentru prepararea margarinei în trecut se făcea responsabil de efectele dăunătoare asupra sistemului cardiovascular. Margarina este cât se poate de sigură, dacă vă asigurați că nu conține grăsimi, doar acestea pot duce la bol de inimă. Grăsimile hidrogenate trebuie trecute explicit pe etichetă, deci puteți evita tipurile de margarină ce conțin aceste grăsimi, relatează realitatea.net.